Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Am venit cu voie bună, hai bună seara! Să petrecem împreună, hai bună seara! Și șefii vor gusta, hai bună seara, măi! Mă numesc Mihaela Apostol și am venit astăzi la voi cu încă 3 moldovence frumoase cu care vrem să îi dăm peste cap pe șefii. Nina este prietena mea de suflet. Și viitoarea Fina. Adela este verișoara mea cu care am cea mai specială relație. Una. De verișoare. Iar Sânziana este sora mea. Bună! Având în vedere că noi ne-am grupat două și două, vom pregăti două preparate. Noi o să gătim un tort cu mere. Fetele. Noi, ca și fel principal, vom găti ficățel de pui cu pireu și cu morcov, salată de morcov. Prietena mea, Mihaela, ne-a obligat să ne îmbrăcăm în ei. Bine, minte. Așa este. Mihaela, fiind interpretă de muzică populară, am hotărât împreună să purtăm aceste ei, care simbolizează tradiția în zona noastră, adică a Moldovei. Te întrerup puțin, Sânziana, că trebuie direct în bol să ragi, că pierde morcov. Bine. Perfect. Nu vrem să pierdem morcovii. Dă-te. Dintre noi toate, Adela este cel mai bun bucătar. Dacă stăm să luăm așa, fiecare este cel mai bun bucătar la el acasă. În felul lui, bineînțeles. Și în bucătărie trebuie să arăți bine și să fii sexy. Ca să iasă mâncarea bună, trebuie să fii pe tocuri, cu ei, cu părul aranjat, cu ruși pe buze, și mirosind de parfum, nu am mâncare. Mai târziu, după mai ce târziu gătăm mâncarea. Nu, eu miros la parfum, nu știu voi. Cred că jurații vor avea emoții când ne vor vedea. Preparatul, bineînțeles. Șefii habar n-au ce am vrut noi să gătim aici. Stai așa. Nici după ce gustă nu o să-și dea seama ce am vrut noi să gătim. Dar e o rețetă tradițională din Moldova. Din străbuni și nu e cunoscută. Măr copt. Cu dulceață de cireșe. Și cu multă dragoste. Pentru șef Scărlătescu. Dar cum știm care-i farfuria lui Scărlătescu? Acum e momentul să-ți pui o rugăciune. Eu zic să nu mai zice tatăl, o să trecem la crez, că e mai... Hai, cred în Scărlătescu. Dumnezeul nostru! Merge banda, bine îmi pare. Dar nu când nu sunt deschidat. Locuri? Fiți gata? Wow! Dar se uită ca în cruntați. Dinu, ceanu pacific, am venit în peștemic și pe coada lui scria desert aici și șa. Aici e desert. Eu cred că avem o ciorbă și o cealaltă ciorbă. Mă, două ciorbe la două pacific. Ciorbe. N-ai cum două ciorbe. Hai, luăm pe prima sau pe amândouă? Nu, pe amândouă, n-am învățat. Deci Scărlătescu îi place cu două, nu? Da. Hai. 3, 2, 1 și... Ce ți-am zis eu? Am zis eu că e un desert. Poftă bună, șef. Bă. Undeva departe. Da, mă, e suflet de mere de la cum făceai tu când erai mic. Cocoș, ia uite-l, mă. Brăduleț, deci, cum a arătat cine-i cocoșul, de fapt? Mai bun. Ce, mă, eu n-am? Adică e mult. Dar ce mâncăm? Ia cu ciorbă. Nu pot să cred, frățică. S-au băgat delicat în piure. Asta v-am zis și eu. Ce-am băgat în piure? Nu e, mă, băi, frate. A fost una lângă alta și au zburat în morcovul din... De aici au sărit în piure. Ficăciori, mă. Bă, ia. Ce mâncăm, mă, fraților? Ficăței de pui. Bravo. Da? Bravo, ai văzut? Ficăței de pui. Nu te strâmba. O să stea în gât. Dar de ce sunt dulci, mă? Nu vezi că și e cu zahăr? Și morcov cu, da. Morcov cu ceapă. N-am mai mâncat salată de asta. Asta e o sălățică, da? Dar de ce am eu cea mai frumoasă... Creastă? Fii atent, aici e un măr care are la interior niște vișine.
Ăsta e mărul în pijama, bă. Sau mărul în pielea goală, cum vrei. Evident că aici e gașca de burlaci. Ăștia-s de-aia patru burtoși așa care beau bere. Mă, nu o să cum am făcut, mă, piureu. Deci nu m-am burtos, mă, să facă piureu ăla. Mă, bune, mi-aduc aminte de mine. Când aveam burtă. Auzi? Se pare că a fost și ceva făină pe el, sau? Mie să nu fie de hârtie, pergament. Mi-e frică să o mănânc. Hai să mai iau o vișină. Nu, bine. Ai auzit? Și a cântat la pian și nu era acordat. A plecat. A plecat. Vezi? Ai grijă în ce-ți dorești, că să nu fiți. Eu zic să votăm... burlacilor. Uite, burtoși. Noi suntem burlaci. Bună, da, bună seara. Burtoși, seara. Burtoși și băuturi de bere. Cine sunteți voi? Suntem patru moldovence, frumoase și bune gospodine. Ce legătură, ce familie sunteți voi? Cum sunteți familie? Cum? Unită. Asta e, se vede clar, da? Noi două suntem verișoare primare. Adela este verișoara mea. Nina este prietena mea de suflet și viitoarea mea fină. Iar Sânziana este sora mea. Sora ta bună sau sora ta? Sora mea, am crescut împreună în familia mea de la 2 ani și... De când avea Sânziana 2 ani și 5 luni. E sora vitregă sau...? Da, da, soră. Înfiată sau...? Nu înfiată, părinții mei sunt asistenți maternali. În plasament. În plasament. Pentru că părinții nu au semnat pentru a-i face dosarul de adopție, a rămas în continuare în familia noastră, iar acum fiind majoră, a rămas la noi, practic, pentru că nu pot să spun că nu este sora mea. Și pot spune că nu s-au făcut niciodată diferențe în familia noastră, ceea ce pe mine mă bucură din tot sufletul meu. În familia Mihaelei m-am simțit poate mai mult decât pe primul loc. La început m-a durut faptul că am rămas cumva nimănui, dar cu timpul m-am obișnuit și am ajuns la concluzia că a fost poate cel mai bine pentru mine să ajung în familia respectivă. Îi iubesc foarte mult. Pot să spun că ei sunt familia mea. Am foarte mari emoții și în momentul de față și, da, într-adevăr, tot timpul când vorbesc despre ei, am un sentiment foarte bine conturat acolo în suflet. Păi, și de unde până unde cine a fost cu ideea să veniți la noi? Blonda Supremă a fost cu ideea să venim la voi. Așa îi se spune în oraș? Eu îi spun Blonda Supremă. Am înțeles. Sunteți din Iași toate patru? Nu. Nu? Nu. Nici Nina este din Iași, eu sunt din Fălticeni. Eu sunt din Timișoara. Și eu tot din Fălticeni. Și tu, moldovean ca din Timișoara, e foarte tare. Că cel mai am pâine. De ce ați venit îmbrăcate în costume din astea așa frumoase și coronițele astea? Care e povestea? Mihaela fiind interpret de muzică populară și având foarte multe frumuseți de-astea, da, obligat. Nu e adevărat. Să ne îmbrăcăm cu ei, fără defolte, cu coronița, obligat să veniți voi îmbrăcate cu iile astea frumoase și merele dezbrăcate. Păi trebuia să fie ceva dezbrăcat. Da. Dar voi cu ce ați fi venit îmbrăcate? Costume de schi. Costume de schi, bun, da. Și așa. Blonda Supremă. Dacă nu ce ați voi știți victime adică colaterale. Eu deja să știți că mă simt discriminat. De ce? De ce? Cătălina a avut așa o creastă mare. Dumitrescu a avut și el o creastă așa. Bine, mă, și mie mi-ați dat ăsta micul mă, așa să... Adică, pe bune, mie mi-ați dat doar moțul. Cine... Ce-a gătit. Da. Ideea preparatului, în principiu, da, toate. Și ne-am împărțit pe două mici grupe. Ne-am ajutat reciproc, bineînțeles. De unde are rețetele astea? Rețetele vin din zona Moldovei. Of, doamne. Se vede că tu n-ai mai fost de mult prin Moldova. Morcovul cu ceapă e... Morcovul cu ceapă, trebuie să recunosc că vine din partea Austriei. Toată Moldova este plină de copaci austrieci. Dar eu mai am o întrebare. Da. Eu vreau să întreb toate... eu prim... De ce ai pus delicat în piure? Nu, da. Eu l-am pus. Nu există a delicat în piure. Nu, eu l-am pus. A sărit din salată, morcovul. Băi, este sigur. Am zis, vă. Dom'le, ați gătit de gătit, ați gătit. Din ce echipă ați vrea să faceți parte? Așa este. Cărlătescu!
Bine, mă! Auzi, scarlatez! Băi, bine că ai ieșit și așa, mă, băiete! Bine că ai ieșit și așa! Asta ziceți Cătălin, te sună mai bine. Cătălin! Să așa că la a doua este Dumitrescu, sau nu, 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 deci Cătălin, trebuie să ziceți pe Cătălin. Trei și... Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.